A 15-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare Lăutarul a debutat cu parada carului alegoric pe traseul Primăria Municipiului Drăgășani, Palatul Culturii. La deschiderea evenimentului au participat și oficialități locale și județene. Avem între noi invitați și, așa cum a spus și Modelina, domnul președinte al Consiliului Județean este aici. Eu doresc să-i mulțumesc. În primul rând, suntem într-o sală nouă, n-a fost ușor și doresc decât să spun așa, când constructorul avea bani și putea să lucreze, n-avea primăria, că a avut un credit pe 20 de ani, din urmă. Iar când noi am avut bani, constructorul a intrat în insolvență și în faliment. Iar legislația actuală ne-a trebuit, pe legislația actuală, 2 ani de zile ca să reliciteze și ca să se termine. Ideea este că suntem într-o sală nouă, Drăgășanul avea nevoie și sperăm să fie, acesta e prima acțiune și vor mai urma și altele. Doresc să mulțumesc pentru că este președintele Consiliului Județean aici. Consiliul Județean ne-a ajutat în fiecare an cu bani, fără bani nu faci nimic. Domnul primar, aveți foarte multe proiecte, multe și bune. Acesta era unul sensibil pe care vă felicit că l-ați finalizat și sunt convins că împreună vom finaliza toate proiectele pe care le-am promis pentru municipiul Drăgășani. Trebuie să avem încredere și răbdare și credință în Dumnezeu. Și ușor, ușor vom face roșii de bani, ușor, ușor tot ceea ce am promis vom realiza. Drumurile se mai strică, o clădire se mai deteriorează, cultura rămâne. Felicit și vreau să acordăm aplauze speciale pentru toți participanții la acest festival național. Vă rog să-i aplaudați. Este foarte important și o spun peste tot, îi iubesc total pe colegii mei primari, cei care reușesc să sprijine ansambluri, formații de muzică populară și de dansuri, cei care implică tânăra generație, copiii, tinerii, în această frumoasă activitate de conservare a culturii populare tradiționale. Da, cei pe care i-ați enumerat în juriu sunt monumente, a spune eu, monumente vii ale culturii noastre populare tradiționale, mă înclin și le mulțumesc că sunt alături de noi și îi rog să fie sănătoși și anul ăsta și mulți ani, să ne vedem și anul ăsta la un festival, vă promit, doamna Stoica, un festival al colindului cum nu ați mai văzut. Vom avea și o ediție și în Drăgășani, dacă ne primiți, domnule primar, aici, pentru că vom face pe zone. Și doamna Stoica, anul acesta și stimați membrii juriului, anul acesta Festivalul Național. Sunt bucuros să particip astăzi alături de dumneavoastră la această zi importantă pentru locuitorii din Drăgășani și din zonele alăturate. Vă felicit, domnule primar, pentru modul în care ați organizat acest eveniment, atât pe dumneavoastră cât și consilierii locali din municipiul Drăgășani. Vă mulțumesc, la mulți ani, să aveți parte de cât mai multe manifestări de acest gen. În deschiderea concursului de interpretare au fost premiate și cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Bozenovici Ștefan, Bozenovici Doina din Drăgășani. Sănătate, poftiți aici. Așteptăm alături de noi și de domnul primar Nedelcu aici și de colegii pe care i-am renunțat, parlamentar, prefect, subprefect, Dumitru Marin și Dumitru Ioana din Drăgășani.
și familia Condoiu Florea și Condoiu Eufrosina din Drăgășani sunt invitați alături de noi. Anul acesta, la Festivalul Lăutarul, s-au înscris 22 de soliști și tarafuri din mai multe județe. Cei mai buni dintre ei vor fi premiați cu sume de bani începând de la 500 și până la 2500 de lei.